Evangheliei la Radio Blaj, o emisiune în cadrul căreia preasfințitul Claudiu Pop, episcopul Curiei Arhiepiscopiei Majore, prezintă o scurtă meditație pe marginea Evangheliei de duminică. Duminica a patra din post, Evanghelia de la Marcu, din capitolul 9, versetele 17-32. În vremea aceea zisa lui Iisus un om din mulțime: Învățătorule, am adus la tine pe fiul meu care are spirit mut. Și oriunde l-apucă, îl aruncă la pământ și face spume la gură și scrâșnește din dinți și înțepenește. Și am zis ucenicilor tăi să-l alunge, dar ei n-au putut. Iar el, răspunzând lor, a zis: O neam necredincios, până când voi fi cu voi? Până când vă voi răbda pe voi? Aduceți-l la mine. Și l-au adus la el și, văzându-l pe Iisus, spiritul îndată a zguduit pe copil și, căzând la pământ, se zvârcolea spumegând. Și l-a întrebat pe tatălui: Câtă vreme este de când i-a venit aceasta? Iar el a răspuns: Din pruncie. Și de multe ori l-a aruncat și în foc și în apă ca să-l piardă. Dar de poți ceva, ajută-ne, fiindu-ți milă de noi. Iar Iisus i-a zis: De poți crede, toate sunt cu putință celui ce crede. Și îndată, strigând tatăl copilului, a zis cu lacrimi: Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Iar Iisus, văzând că mulțimea dănăvală, a certat spiritul cel necurat, zicându-i: Spirit mut și surd, eu îți poruncesc, ieși din el și să nu mai intri în el. Și răgnind și zguduindu-l cu putere, spiritul a ieșit, iar copilul a rămas ca mort, încât mulți ziceau că a murit. Dar Iisus, apucându-l de mână, l-a ridicat și el s-a sculat în picioare. Iar după ce a intrat în casă, ucenicii lui l-au întrebat deoparte: Pentru ce noi n-am putut să-l izgonim? El le-a zis: Acest neam de demon cu nimic nu poate ieși decât numai cu rugăciune și cu post. Și ieșind ei de acolo, străbăteau Galileea, dar el nu voia să știe cineva. Căci învăța pe ucenicii săi și le spunea că fiul omului se va da în mâinile oamenilor și îl vor ucide, iar după ce îl vor ucide, a treia zi va învia. Ei însă nu înțelegeau cuvântul și se temeau să-l întrebe. Cât de repede ne pierdem busola, noi oameni, din această vale a lacrimilor. Ajunge o nimica toată pentru a ne întoarce ochii de la Dumnezeu, pentru a ne lăsa fascinați de iluzii, ispite sau demnități de altă natură decât cea divină. În perioada postului mare se insistă tocmai din acest motiv pe trezirea din amorțeală, cerută cu evlavie în rugăciunea Sfântului Efrem Siru: Nu-mi da mie spiritul trândăviei. Fiindcă de multe ori nu realizăm că suntem într-o stare critică din punct de vedere sufletește, că am făcut atâtea concesii încât nu mai distingem bine limitele. Se insistă de asemenea pe o revenire la esențial și la lucrurile cu adevărat importante din viața noastră, când, tot în aceeași rugăciune, cerem să fim eliberați de grija de multe. Mai ales atunci când suntem dispersați într-o mie de activități în fiecare zi și sărim de la una la alta, uitând aproape de noi înșine. Suntem împrăștiați și atunci când cuvintele noastre nu mai reflectă tiparul cuvântului dumnezeesc, devenind un fel de dispersie de energie personală, de negativitate sau de pură vanitate, reintrând în ceea ce aceeași rugăciune a lui Efrem numește grăire în deșert. Avem în sfârșit iubirea de Domnie, pe care o putem contempla și prin contextul Evangheliei de astăzi, deoarece imediat după eliberarea tânărului, Iisus vorbește despre patima și moartea lui, în timp ce ucenicii, fără a-i da prea multă atenție, încep să se certe, neștiind care e cel mai mare dintre ei. Facem și noi la fel atunci când ne lăsăm flatați sau chiar ne luptăm pentru falsele demnități și ranguri ale acestei lumi. Postul mare și pericopa de astăzi ne aduc și nouă aminte că suntem cu toții mai mult sau mai puțin atinși de spiritul surd și mut. Suntem surzi, fiindcă la fel ca ucenicii care nu înțeleg cuvintele Mântuitorului, nici noi nu auzim sau nu înțelegem cu adevărat. Și nu auzim, fiindcă alegem să ascultăm altceva, precum Adam care își întoarce fața de la Dumnezeu pentru a asculta glasul șarpelui. Este momentul în care intrăm în logica ispitei și a cochetării cu păcatul și suntem ca niște musculițe atrase de picăturile lucitoare ale anumitor flori ce par nectar, dar se dovedesc o teribilă capcană. Suntem de asemenea prinși și de spiritul mut, atunci când pe urmele ucenicilor nu întrebăm, nu vorbim cu singurul care are răspuns la toate întrebările și problemele noastre existențiale. Ar merita să verificăm cam cât, dintr-un total de 24 de ore, dedicăm lui Dumnezeu.
Vom descoperi foarte probabil că, deși spunem des Doamne ajută sau Doamne îndură-te de noi sau Doamne fii cu noi, de fapt nu prea suntem noi cu Dumnezeu. E ca și când am cere ajutorul medicului, dar de câte ori avem o programare să ne găsim altceva de făcut, amânând la nesfârșit o vindecătoare întâlnire. Suntem cu toții luați de aceleași valuri, mânați de aceleași furtuni, asupriți de aceleași regrete și remușcări de a fi trădat, într-un fel sau altul, iubirea răstignită pe cruce. Tocmai de aceea, rugăciunea prietenului nostru, Efrem, se încheie spunând: Așa, Doamne, dăruiește mie să-mi văd greșelile mele și să nu osândesc pe fratele meu. Amin. Lumina Evangheliei la Radio Blaș, o emisiune în cadrul căreia preasfințitul Claudiu Pop, episcopul Curiei Arhiepiscopie Majore, prezintă o scurtă meditație pe marginea Evangheliei de Duminică.